Atenție, călători! Dacă v-ați planificat deja o vacanță peste hotare și vă pregătiți valizele, este bine de știut și despre regulile de transport a medicamentelor. Ofițerii VAMAL spun că în ultima perioadă înregistrează tot mai multe cazuri când oamenii intenționat sau din necunoștință încearcă să treacă hotarul cu medicamente ascunse în valize. În acest context, oamenii legii reiterează că medicamentele fac parte din categoria bunurilor de consum personal, iar introducerea și scoaterea lor în Republica Moldova este permise doar cu condiția că cantitatea pe care o are persoana în bagaj nu o depășește pe cea necesară pentru tratament pentru perioada călătoriei. O altă condiție ca medicamentele să fie însoțite de o rețetă eliberată de lucrător medical și, sau alte acte emise de către instituțiile medicale în care trebuie să fie indicat denumirea preparatului, modul și durata de administrare. Un alt aspect este și faptul că, în unele cazuri, funcționarii va mal depistează în trimiterile poștale medicamente care ar conține substanțe psihotrope sau stupefiante și chiar dacă în alte țări acestea sunt vândute fără prescripție medicală, atunci, la noi, ele pot fi eliberate doar pe bază de rețetă, de aceea nu pot fi liber transportate peste graniță. De asemenea, persoanele care se tratează cu medicamente ce au un efect psihotrop, spre exemplu, alprazolam, medafinil sau tramadol, trebuie să știe că atunci când pleacă peste hot care trebuie să dețină și un certificat de la Ministerul Sănătății. Certificatul trebuie să conțină informații cu privire la țara și locul eliberării certificatului, autoritatea care a eliberat certificatul, medicul care a prescris rețeta, date despre perso persoană sau despre pacient și date despre medicament. Este de menționat că transportul ilegal de pastile, în special a celor psihotrope sau anabolizante, este realizat uneori și de traficanții de droguri care ulterior le comercializează consumatorilor de substanțe narcotice. Trebuie de menționat că de la începutul acestui an, ofițerii Vamale au înregistrat 5 astfel de cazuri. Conform legislației Republicii Moldova, transportul ilegal de medicamente este o infracțiune penală și se pedepsește cu până la 8 ani privare de libertate.